Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, un vărsător, etalare pentru aproximativ aprilie, puteți să o luați în considerare până pe 7, 8, 9 mai, dacă vreți, dar eu vă zic că la nivel divin nu sunt calendare și se poate manifesta mai mult sau mai puțin. Interesant este, foarte interesant, că în timp ce am amestecat, am mai venit la nu știu ce zodie. Acest zodie a mai venit acest... Această carte. A venit această carte ca energie generală. Doamne! Gogeta su. Scopul. Scopul, scuză, mijloacele. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Dar unii calcă în picioare orice ca să aibă ce își doresc. E o energie masculină distorsionată. Care vampirizează energia feminină. Din plăcere, din orgoliu, ceva este și se poate manifesta și la femei. Femeile se manifestă energia masculină distorsionată, nici măcar masculină normală să fie distorsionată, să-și înghită feminitatea și receptivitatea și intuiția și delicatețea pentru a manifesta această atitudine de vânător. Ce îmi place, mă duc și iau. Nu contează prin ce trec sau ce trebuie să sacrific, să zic. Și în primul rând se sacrifică, dacă sunt energii feminine, pe ele însăși sau poate altă femeie, posibil, doar ca să aibă ele ce-și doresc. Interesant este că în timp ce am amestecat acestea, am mai fost la nu știu ce zodie. Ce-o fi fost, domnule? La Gemeni sau... La Rac! La Rac, parcă? Da, la Rac. Interesant. La Rac. În timp ce am amestecat și când a venit această carte, s-au pus acestea două contra, așa, contra, acana, câș. Acestea fiind, sacrificiu, apropo de ce am zis, sacrificiu 40 și 44, adevărul, este șacalul, este Anubis, Pluto versus Venus, sau Isis, Venus, varianta sa extrem de pământeană, pentru că Venus poate să fie și aeriană și idealistă și mai înaltă. Varianta sa pământeană. 4, 4, 4. 4 reprezintă numărul, imediat vă vorbesc, nici n-am început etalarea încă. 4 reprezintă numărul împăratului, da? Împăratul care reprezintă dorința de control, iar energie masculină, în acest context distorsionată, dorința de stabilitate extremă. Dar avem 4 și avem și 8. Transformare. Adevărul este că ce a fost tradițional, ce a fost stabil, trebuie transformat de la 0, 4 și 0. De la 0 trebuie transformat. Ăsta este adevărul. Adevărul e că tradițiile vechi nu mai funcționează în aceste vremuri. Suntem în secolul 21, domnilor și doamnelor și domnișoarelor, în era vărsătorului și suntem la etalarea pentru vărsător. Și acum trebuie să țin cu ei cât pot, atât cât permite situația. Da? Ideea este că vorbesc la modul general. Dacă aveți de-a face cu vărsători toxici, sper să nu apară în etalare, dar ceva este neplăcut. Știu și vărsători care au experimentat situații toxice în care s-au simțit vampirizate de parteneri sau de șefi, ca să înseamnă împăratul, parteneri, părinți, figuri autoritare, prea autoritare, dominatoare, șef, părinți, în general tată, da? Sau alte figuri masculine din familie, soți. Da? Deci eu știu. Acum, fiecare cu experiența sa personală, dar ideea este că o energie negativă masculină, repet, poate să fie și exprimarea și o femeie care se exprimă în această energie. Variază. Ideea este că ce a fost stabil trebuie transformat de la zero. Ăsta este adevărul. Și transformarea este dureroasă și transformarea aduce lumină. Interesant că aceste două cărți, da, au separat setul de cărți în două. Cum să mai zic? Da, în două.
ce avem aici? Avem păunul și fluturele, două energii de vibrație înaltă, și mai avem una de vibrație joasă, secretele, lynxul, secretele. Iar ori, doi înseamnă relație. Dar este o relație în care energia feminină ori nu este înțeleasă, ori se simte încorsetată în acest glob. Deasupra e un lynx care simbolizează secretele. Da? E o energie care acaparează, după cum vedeți, are iar acaparează. Se simte încorsetată. Dar se pare că aceste trăsnete sau crăpături simbolizează niște evenimente zbuciumate, iar trăsnete avem și aici, da? Niște situații în care persoanele implicate trebuie să se trezească la acest adevăr, trebuie să se transforme. Lucrurile nu sunt cum erau pe vremuri, cum par a fi sau cum ne-au învățat noi să fie, sunt alte vremuri. Wake up! O să le las așa, că poate ceva mai mi-aduce aminte. Dincolo de aceste secrete, ia-ți-mă aici. Secrete, strategie și secrete. Deci două cărți, uite, vulpiță și lynxul. 2 și 3. 3 înseamnă comunicare. Da? De partea cealaltă, da? A baricadei, să zic aici o baricadă, aici a blocajelor, există 3 și cu 9. Cât înseamnă? 12, tot 3, comunicare. 2 și cu 8, 10, 1, manifestare. Dar manifestarea cui? Acestui suflet care trebuie transformat. Fluturele reprezintă psihicul nostru. Mintea și sufletul împreună. Mintea și sufletul împreună. Este un video în care eu citesc o poveste, Psihe și Eros. Îl găsiți acolo, este foarte interesant. Dacă vreți să ascultați în altă parte, puteți să ascultați în altă parte. Deci tot ce se întâmplă, iar vorbim de transformare, 2 și 8, da? 8, 44, 8, 2 și 8, și aici 28, 10. Un nou ciclu de manifestare în care trebuie să învățăm, să manifestăm, sau cine are de învățat ceva, ce? Să se cunoască pe el, pe ea însăși, să atragă prosperitate, abundență, frumusețe. Să aibă o nouă viziune despre aceste concepte. Nu să trăiască în ce? În sacrificiu, scrie aici, măi, oameni buni, da? Și aici este un oraș pustit, un oraș vechi, un deșert. Pe ce? Pe Taur, care reprezintă posesivitate și posesiuni. Stabilitate, într-adevăr, dar cu ce sacrificiu? Cu ce sacrificiu? Versus prosperitate. Pe altă cale, prin transformare interioară, prosperitatea asta înseamnă. Asta înseamnă. Pentru cine o fi, o fi. Pentru cineva, că așa se întâmplă. Este pentru cineva. Clar. Da, asta, de asta sunt sigură. Sacrificiu, să nu uiți. Să vă las așa. 22. Trebuie să învățați. Să învățăm. Ah, interesant, din seria, o să mai sper să trag și la sfârșit, din seria sfaturilor aveți luna nouă în leu. Străluciți. Unele persoane care sunt în această situație foarte conflictuală și dramatică și confuză și încălcită cu secrete, cu adicții, cu energii toxice, cu posesivitatea cuiva, că da, cineva vrea să aibă o anumită femeie cu orice chip. Ea vrea să se elibereze și el vrea să o aibă. Nu contează, da? Aici trebuie transformat. Sfatul este străluciți. Dar o să-l pun la loc. Ia. Și conectați-vă la divinitate. O să-l pun și o să mai vedem ce mai vine. Hai. Probabil este gelozia cuiva.
Rechinul este un prădător. Poate să fie gelozia cuiva. Sau, cum am zis, energia acelui împărat în varianta sa negativă. Am amestecat setul de cărți, apare 9 de spade și 5 de monede. Într-o poveste de dragoste, cineva se simte abandonat, își face griji. Versus. Stres. Hai să mai vedem. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, vărsător. Aprilie 2022. Ia uite, turnul, că vorbeam de turn, de trezire, dar și de separare. Este Uranus. Interesant, Uranus în zodia Taurului pentru unii afectează profund pentru că se face cuadratură cu planetele voastre. Trecut, Cavalerul de Cupe, o romanță, 6 de cupe, o legătură de suflet și lumea, gata, s-a terminat. S-a încheiat. Poate pentru unii să fie o romanță cu un suflet pereche la distanță, online sau peste hotare pentru unii. Mai vedem și la clarificări. Cum se complică, că așa se întâmplă la clarificări, se complică povestea. Trei de bâte, Asul de Spade, frumoasă carte, central aveți parte de adevăr, că vorbeam de șacal, de adevăr. Și zero. Adevărul ne eliberează de povestea veche și ne direcționează către o nouă poveste. Către o nouă lume. Cu speranță. Iar apare noțiunea de distanță. De planuri de călătorie, dar cu o viziune interesantă. Da? Cu o viziune optimistă. Dacă ați încheiat un capitol, deja aveți o nouă viziune despre viitorul vostru. Vezi ceva clar. Știți că aici este un simbol spiritual. În viitor, patru de bâte, frumos. Marea preoteasă, era să zic împărăteasă, Marea preoteasă, intuiția și ce ăsta? Valetul de cupe. O întâlnire cu prietenii, momente de bucurie, de reușită. Poate să fie și acasă, dar nu obligatoriu. Casă în sensul de interior. Într-un apartament, într-un restaurant, într-un spațiu închis, da? Sau evenimente. Întâlnire cu prietenii la evenimente, evenimente, distracții, circ, spectacole, chestii genul ăsta. Să zic, ca și momente frumoase, dacă vreți, o plănuiți o călătorie. Sau cineva vrea să vină, interesant, vine un mesaj în plus. Cineva din trecut vrea să vină înspre voi, să se întâlnească cu voi și să vă simțiți bine împreună. Posibil și asta. Dar intuiția cuiva vorbește foarte mult. Avem arcaj pe aer și pe semnul peșilor. Poate că unii aveți acolo planete în pești pentru că sunteți vărsători, da? Sau aveți planete în vărsător în pești, ori în cuspidă. Și intuiția, și rațiunea, și intuiția sunt activate în această perioadă. Pentru unii, probabil, lumea zero și valetul de cupe. Primiți informații intuitive care vă ajută să creați. Dar trebuie să faceți diferența, iar aici vă ajută Asul de Spade. Între informațiile care sunt inspirante, care vă bucură și sunt inspirante, și bazaconii și iluzii și 10 de bâte, da? Cavalerul de Spade, interesant. 3 de spade. 10 de monede. Da? În fine. Acum, pentru unii dintre voi, dar o să pun câteva cărți la loc, că sunt prea multe scoase. Așa, am tras anul, acum că tot am întârziat, am tras cu coada ochiului așa mai în viitor. Dar o să clarific. Valetul de cupe. 10 de bâte. 10 de bâte pentru mine reprezintă responsabilități apăsătoare.
Poate să fie job la distanță, după cum arată poza la distanță. Interesant, 3 de bâte sunt aici și aici, da? Poate să fie o familie în care trageți de mult timp. Valetul de cupe poate să fie un copil. În această familie, un copil. Dar... sau aveți un copil, da. Sau o persoană cu imaginație. Nici o chestiune care ține de imaginație, de sensibilitate. O să aprofundez la clarificări. Însă, 10 de bâte și cavalerul de spade. Ați putea să fiți voi că sunteți semn de aer sau alt semn de aer, deși, repet, nu-mi place să fixez energiile pe semne. Însă, din această energie apăsătoare, se va dori eliberarea cuiva. Cineva vrea să plece din această energie apăsătoare și probabil, interesant, celălalt suferă. Pentru că văd că aici e o figură feminină și aici este o figură masculină. Evident că poate să fie și invers. Poate femeia suferă, pleacă din această relație și pe urmă celălalt încearcă să o întoarcă înapoi, variază. Iar văd ideea de familie, 10 de monede, 10 de spade. Dar aici e o familie frumoasă. În spate se lasă o familie sau un job. Bine, poate să fie și job, dar pentru mine e familie, de obicei. Cu multe responsabilități, cu prea mult chin, cu prea mult efort. Ar fi, cu alte cuvinte, un ideal în care cineva se simte dezamăgit. Mi-am dorit să fim fericiți, să avem parte de succes și avem parte de dezamăgire. Și ce fac? Aș vrea să plec de 10 mări și 10 țări. Apoi apare valetul de spade, 5 de spade, iar discuții, scandaluri cu 5 de spade, conflicte mentale, stres, dar de care până la urmă 5 și cu 1, 6 și iar se manifestă 6, de care veți reuși să vă eliberați. Eu, după cum arată cărțile, o să pun câteva la loc. O să pun câteva la loc. Da, uite, le pun pe acestea. Din acest conflict, discuții se va elibera. Eu sper că ambele părți se vor elibera. E interesant, la capătul setului de cărți, 7 de spade și regele de spade. Iar semne de aer, că vorbim de vărsător, dar cineva fuge. De ce? De ce fuge? Iar 2 de spade, sunt alegeri. Între 10 de cupe și asul de bâte, o pasiune și un sentiment de bucurie maxim. Și ce mai era? 2 de spade. Cineva trebuie să aleagă. Voi sau cei cu care sunteți? Nu știu. Da? Și regele de spade, figură rece, autoritară, o fi inteligent, o fi... Uneori poate să fie și înțelept. Teoretic așa ar trebui să fie înțelept. Dar unii rămân doar în energia aceasta glacială. Și acest rege de spade se minte pe el. Se minte. Sau poate se gândește la minciunile pe care le-a auzit, dar, dragii mei, vă rog frumos, ascultați și urmarea. Adică ce urmează să spun? Nu te gândești doar la minciunile pe care le-a auzit. Bine ar fi, dacă vrei să fii înțelept, să te gândești la minciunile pe care tu ți le-ai spus de-a lungul timpului, sperând, creând
cred că are legătură cu acest sacrificiu despre care am vorbit. Cred că are legătură cu acest sacrificiu despre care am vorbit. Din care cineva trebuie să se trezească. Cu alte cuvinte, este un autosabotaj aici. Dar hai să mai vedem. Nu știu. Hai să clarificăm. Cineva clar în prezent are parte de o revelație. Vrea să o ia de la zero. Clar. Și probabil cealaltă persoană e geloasă. Plină de suferință. Ok, înțelegem. Dar ăsta nu-i motiv să fii gelos. Nu-i motiv să creezi atâta dramă. Mai bine... Mai. Vă supărați, nu vă supărați, e problema voastră. Și repet, vorbesc din experiența multor cunoștințe. Inclusiv vărsător, vărsătoare, da? Care au ales să iasă dintr-o relație tradițională, căsătorie, în care erau prea multe conflicte. Și copilul e bine. E mult mai bine. Chiar mărturisa. Că decât scandaluri, mai bine așa. În fine, pentru cineva este. Pentru că etalarea nu se limitează doar la această eliberare, înseamnă mai mult. Hai să vedem ce înseamnă, de fapt. Ce înseamnă? Poate nici nu e vorba de eliberarea voastră. Poate e vorba de eliberarea altei persoane din viața voastră. Hai să vedem. Cavalerul de cupe în trecut. Asta e o romanță. Cavalerul de cupe în trecut. Clarificăm cavalerul de cupe în trecut. Acest cavaler de cupe, în momentul care v-a întâlnit, a simțit că este o legătură foarte, foarte profundă între voi. Dar probabil că distanța și-a spus cuvântul. Regina de monede. Probabil un personaj mai tânăr și unul mai matur. Energia feminină e mai matură decât energia feminină. Acest personaj s-a îndrăgostit de femeia aceasta. Nu contează, puteți să fiți chiar voi, da? Doamnelor, vărsătoare, posibil. Nu contează cine, vă veți da seama. Acest personaj s-a îndrăgostit de o femeie care își cunoaște valoarea. Dacă voi nu vă cunoașteți valoarea, s-a îndrăgostit de altă femeie. Da? De o femeie care își cunoaște valoarea, care își creează stabilitatea, nu așteaptă să primească. Creativă. Mai vedem. Ce mai vine plus? 7 de cupe. Dar probabil că s-au creat confuzii. Au apărut confuziile în această poveste. Din multe motive. Regina de monede poate să fie și o persoană căsătorită și celălalt necăsătorit și acest bărbat femeie nu contează. Poate să fie și invers. În acest motiv să apară confuziile. Ia uite, 5 de spade. Le-am văzut mai devreme. 5 de spade, 6 de spade. Posibil și distanța, iar. Clarificăm 7 de cupe. Tot în trecut, 7 de cupe. În trecut pentru vărsători și vărsătoare. Hello, vărsătorilor! Adevărul este subiectul central în această lună. Iau, de 6 de cupe și 7 de spade. Probabil că energia a fost atât de intensă încât la un moment dat cineva a plecat 7 de spade. Și a produs interesate. Interesant. Această dragoste a rămas, zic, abandonată, în tăcere. Și din cauza energiei emoționale, aș spune, din cauza emoțiilor foarte profunde, cel sau cea care este mai rațional și mai dezobișnuit să își asculte sufletul, s-a simțit foarte intimidat
și de valoarea acestei persoane, regina de monede, și de emoțiile care s-au simțit în preajma lor. Da, clarificăm lumea, pentru că lumea înseamnă încheiere de capitol, dar înseamnă și distanță. Da, clarificăm lumea, poate să fie și legătură mai, da. 8 de monede. Posibil. Voi știți că acest capitol s-a încheiat pentru a vă concentra pe muncă sau s-a întâmplat așa ceva într-o atmosferă, la locul de muncă al cuiva. Interesant că apare justiția, 2 de băte și asul de monede. Un contract, căsătorie versus o nouă relație. La locul de muncă poate cineva a plecat peste hotare să muncească, ori ca să fugă din această relație intensă, ori relația aceasta s-a întâmplat la distanță și la locul de muncă. Oricum ar fi, încheierea, dacă s-a produs, aduce concentrare pe bani, pe muncă, pentru a transforma, că vorbim de transformare de la început, da? Cine este conștient de situație, mai ales regina de monede, mai ales, dar poate și acesta, să zică, măi, nu pot să mă duc înspre această femeie, înspre această energie, poate să fie și invers, bărbat, femeie, mai tânără, bărbat, așa? Nu pot decât cu o stabilitate financiară, cu niște reușite, și atunci trebuie să plec din relație ca să muncesc și să mă reîntorc, pentru că am vorbit totuși de o reîntoarcere a cuiva. Povestesc ce mi se transmite într-o formă sau alta. Clarificăm 3 de bâte. Vedeți unde sunteți. 3 de bâte în prezent. Ce? Ce? Magician. Cineva speră că se poate manifesta ceva nou. Își face planuri să vină de la distanță după ce a investit în muncă, după ce a încercat să crească, eventual încearcă să vină și să manifeste ceva nou. Steaua, da? 3 de monede și diavolul și moarte și marele preot și regina de spade. Eu aici văd 10 de cupere. Într-o căsătorie, marele preot, un semn de aer, semn sau un personaj rațional descoperă în căsătorie sau în afara căsătoriei. Da, pentru că această căsătorie tradițională despre care am vorbit de la început, tradițional, sacrificiu, tradiții, da? Și 8 transformare, asta e adevărul, trebuie transformată. Transformare înseamnă moarte și renaștere, da? O căsătorie pentru unii dintre voi trebuie transformată. Sau s-a transformat, sau e în curs de transformare, pentru că un personaj care de obicei nu pleca urechea la suflet și la emoții, descoperă fericirea. Descoperă un sentiment de bucurie. Poate să fie într-adevăr o tentație, poate să fie o tentație la locul de muncă, dar și această tentație la locul de muncă face parte din destin. Da? Face parte din nevoia de a transforma, de a crește spiritual și de a transforma persoanele implicate aici. Clarificăm asul de spade. Nu știam de ce apar atât de multe semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar evident, pentru că vorbim la zodia vărsătorului, dar apar și multe cupe. Apare și ceva foc, mai puțin monede, dar sunt, ia uite. 10 de spade și asul de spade. Cine se simte trădat, are o revelație. Transformarea minții apare în această carte ca și revelație. Magician,
Interesant, doi de cupe. Interesant. Așa sunt închidată să spun. Revelația este, adevărul este că, ok, s-a întâmplat această suferință. Poate că cineva a trădat, poate că XY, chiar acest personaj, a fost pus în fața unei tentații, dar cum am zis mai devreme, pentru că nu întâmplător arătau cărțile așa, tentația aceea a venit cu scopul de a transforma și a demonstra că, de fapt, personajul respectiv se sacrifica fără rost. Tentația vine ca să ne transforme sistemul de credință, da? Felul în care credem. Pentru că unii cred, pentru că așa li s-a zis, pentru că așa au fost învățați, trebuie să credem din perspectiva experiențelor noastre personale. Abia când ajungem jos și avem parte de acest adevăr, de această trezire și impuls de a ne ridica, de a ne duce către lumină, de-abia atunci putem vorbi de o credință autentică, personală, nu bazată pe tradiții și pe preconcepții. Da? În fine, hai că nu vreau să fac mai multă filosofie. Da? Cineva se trezește la realitate și spune, da, ok, eu așa simt. Ok, s-a întâmplat trădarea, e dureroasă, merg mai departe. Ar putea să fie în avantajul meu să o ia de la zero. Sau nu pot să mai stau în această minciună în care stau lângă cineva pe care nu-l mai iubesc. De exemplu, da? Nu pot să mai stau într-o atmosferă prea dureroasă, prea toxică, în care nu mă mai reprezintă nimic. Da? Și vreau să o iau de la zero. Vreau să-mi găsesc sufletul pereche. Semn de aer, posibil. Poate să fie alt semn de aer, care vrea fericire. Da? Care se transformă, care devine puternic după ce e părăsit. Poate să fie alt semn pe care vărsătorul părăsește. Da, știu cazuri de vărsător cu vărsător, da? Dacă nu sunteți voi, poate să fie altcineva. Ideea este că cine se simte trădat, scuzați-mă, vrea să manifeste ceva nou. Magicianul, zero, asul, da? 10 de spade, asul de spade, zero și magicianul. Și magicianul pe 3 de bâte, pe speranță, pe o carte optimistă. Vreau să merg înainte. Clarificăm zero în prezent. Mamă, iar am vorbit mult. Clarificăm zero. Vreau să risc. E un sentiment de risc. Ok, risc. Dacă viața m-a pus în această... E o schimbare de perspectivă. Am zis, o schimbare de perspectivă. Dacă viața m-a pus în această situație să sufăr, sau dacă cineva m-a părăsit, deci pot să fie două persoane diferite. Persoana care a părăsit și persoana care e părăsită și se trezește. Ok, foarte bine. Asta. Avem noi expresie, tot rău spre bine. Poate mai bine așa. O să-mi găsesc pe altcineva care nu mă înșală. Care îmi e fidelă. Cu care mă înțeleg mai bine. Cu care da, nu mă chinui atâta să relaționez. Dau un exemplu. Zero. Clarificăm zero pentru vărsători în prezent. Dar clar este o determinare de a manifesta, de a manifesta de la zero. 9 de băte. În primul și în primul rând, învățați să stați în picioare. Cine s-a simțit doborât, învață să stea în picioare. Că sunteți voi, că e altă persoană, învață să stea în picioare. Mai dăm o carte pe 9 de bâte și pe 0 în prezent. Ca să înțelegem exact. Prea multe. Am văzut valetul de spade, nevoia de a comunica, dar mai dăm o carte pe 9 de bâte în prezent și pe 0.
mamă de bucășie. Șapte de monede. Da, cu răbdare. Vrea să renască. E o carte precaută. Care cineva are, da, vrea să ia de la zero. Însămânțează ceva, apropo de lună nouă, că tot s-a manifest, a fost lună nouă, da? Stau în picioare, mă ridic din această suferință și rezist. Și îmi păzesc viitoarea manifestare, cu răbdare. Am răbdare. Am încredere. Pentru că știu că o să fie bine. Șapte de monede. Am grijă în ce investesc de acum încolo. Pentru că mă vindec sau vă vindecați, patru de spade, analizez ce înseamnă de fapt fericirea. Fericirea e în mine, nu în celălalt. Aici este minunat. Nu mai aștept să se întoarcă Xulescu, să-și ceară scuze, nu mai. Fericirea e în mine, ăsta e adevărul. Și mă vindec de ce a fost și merg mai departe. Eventual, încep să studiez despre programele mentale, despre proiecțiile pe care le-am trăit, am zis, autosabotaj, sau care mi-au fost vândute, să zic, sau blocajele mentale, studiez și înțeleg lucrurile și încep să mă vindec Regina de Cupe, încep să mă iubesc și să atrag, interesant ce frumos, Regina de Cupe, șasul de cupe, și să atrag dragoste, vindecare, da? Este minunat ce se întâmplă. Patru de bâte. Că sunteți voi ca altă persoană, voi știți. Eu doresc bine tuturor. Și pentru că sunt la această etalare, pentru vărsători, evident că trebuie să țin cu vărsători. La altă zodie zic, țin cu altă zodie. Patru de bâte în viitor. Ia, patru de bâte în viitor. Asul de monede. Poate să fie un proiect, care un nou proiect care va duce și bani, și stabilitate, și mare bucurie, un eveniment. Dau un exemplu. Prietena mea vărsătoare, care și ea s-a separat de un alt vărsător, da? Vrea să lanseze o carte. O să aibă succes. Bine, clar că și eu o ajut la partea de ilustrație, dar e un obiect, e un proiect al său, creativ. Cu răbdare îl face. Cu răbdare. Pentru că aici este adevărul, lumina este în mintea mea, da? Lumina, adevărul, fericirea vine pe cale divină. E în sufletul, că am văzut la nouă de cupe, în sufletul meu. Asta este prosperitatea, asta este transformarea minții și sufletului. Un nou proiect. Poate să fie și o nouă relație care să ducă la stabilitate, poate să fie și o nouă relație care aduce bucurii. Dar poate să fie și un proiect, repet, un obiect, e o carte, da? Lansată într-un anumit context, cu bucurie, cu voie bună. Dau exemple ca să înțelegeți cum se manifestă cărțile. Asul de monede și patru de cupe. Și lăsăm în urmă suferința, cinci de cupe. Pentru că am început să manifestăm independență, ieșim din frici, da? Judecăm acum. Cum e mai bine să trăiești? În umbră sau în lumină? Că tot a apărut lumina. Și e valabil pentru oricine. Justiția asta, toți o avem în viața noastră, nu doar zodia balanței, dragii mei. Toți o avem, e karma. Ce vrem să trăim? Umbra sau lumina? Karma sau dharma? Și aici este. Independența. Sau mai bine zis, renașterea într-o nouă direcție ne eliberează de decepții, de lacrimi, de hău ăsta în care era cât pe ce să intrăm. Sau să intrați, sau să intre altcineva. Eu știu, în relație cu voi. Poate să fie și invers, da? Clarifică Marea Preoteasă. Sunt cam multe cărți, dar... Marea Preoteasă. Interesant, apare Regele de Spade, patru de cupe și Marele Preot. Regele de Spade, că sunteți voi semnul vărsătorului sau alt semn de aer.
energie mai tăcută, că în general regina de spade e mai vorbăreață decât regele de spade. O energie mai tăcută, mai sobră, interiorizată, foarte interiorizată, poate un pic deprimată. O, ce frumos! Marea preoteasă și marele preot. Și avem aici aer și apă. Emoții și minte. Veți avea un channeling, zic eu. Poate și această etalare să ajută. Ori vise, ori intuiția vă va deschide ochii, ochii interiori. Vedeți ce frumoasă imagine? Da? Are ochii închiși, dar vede. Vedeți ce frumos e? La un moment dat. Poate vă consultați cu cineva, pentru că și Marea Preoteasă și Marele Preot oferă consultanță spirituală, că tot e post. Puteți să aveți o revelație în sensul de intuiție. Sufletul vostru să înceapă să înțeleagă, de fapt, niște lucruri. Ce? Dacă cineva s-a simțit trădat, mai e. E o nouă ofertă de dragoste și, în primul rând, acest as de cupe care apare în viitor într-un mod subtil și înalt, pentru că sunt două semne spirituale, vă va ajuta să înțelegeți de fapt ce înseamnă o legătură spirituală. Faptul că ați semnat la preot nu înseamnă că e o legătură spirituală. Nu. Pentru cine vrea să ascultă, dacă nu vreți, nu vreți. E un rege, este o energie masculină tristă, decepționată. Poate și energia feminină, am senzația că amândoi sunteți destul de triști. Și ea și el. Dar avem și energie masculină și feminină spirituală. Aici este. Voi trebuie să înțelegeți niște chestiuni, lecții de... Da? Lecții profunde de viață. În ideea că nu puteți să țineți de acest concept învechit. Dragii mei, una este căsătoria, alta este dragostea. Și repet, decât să fii într-o relație tradițională în care suferă și... sau suferi tu ca să se simtă alții bine, nu știu dacă e normal. Noi trebuie să avem grijă totuși de noi, nu? Ce ar mai fi? Aici este... Asul de cupe acesta aduce vindecare prin credință, prin speranță. Regele de spade trebuie să învețe eventual să spere. Marea preoteasă. Acum apare o altă regină de spade, un alt semn de aer, înconjurat de foc, de succes, de încredere în sine. E o transformare a sa personală, este o femeie care se transformă sau care s-a transformat și care se cunoaște și care se iubește. Ori. Am vorbit mai devreme de sufletul acela pereche care poate să apară în momentul în care vă eliberați de această suferință, voi sau cealaltă persoană cu care sunteți. Dați-vă dreptul unuia și celuilalt să vă regăsiți sufletul potrivit. Dați-vă dreptul. Dacă acest bărbat se simte părăsit, poate să aibă un vis. Spre, nu știu, să zic, cu altă parteneră cu care se potrivește regele și regina de spade, plină de succes, de lumină, da? Care se cunoaște, care se iubește și omul care se iubește nu trădează. Asta vă zic, omul care se iubește nu trădează. În ce sens? Să nu mă înțelegeți greșit. Cine se sacrifică prea mult va fi pus în fața unei situații în care să vadă dacă
În fine. Nici nu știu dacă mai are rost să mai vorbesc. Dar unii dintre voi o să înțelegeți ce vreau să zic. Una e să trădezi de amorul experimentării și alta e să îți cauți iubirea în contextul în care tu trăiești o relație suferindă. Înțelegeți o diferență. Valetul de cupetul frumos. Doi de spade. Poate că cineva blochează imaturitatea cuiva. Doi de spade. Mai dăm o carte. Valetul de cupe și doi de spade. Valetul de cupe și doi de spade. Imaturitate emoțională în sensul acesta. Valetul de cupe și doi de spade. Sau cineva trebuie să aleagă între... Hai să vedem. Interesant că aici la 2 de spade în general le reprezintă Marte sau Mercur în balanță. Marte sau Mercur, nu neapărat Soarele. Deci Marte sau Mercur. Interesant, vorbeam de una și apare justiția totuși. E o chestiune de alegere. Clarificăm 2 de spade și valetul de cupe. Mai dăm o carte pentru 2 de spade. Cineva trebuie să aleagă. Doi de spade. Să-și asculte intuiția. Dar am zis mai devreme, intuiția vă spune că puteți să o luați de la zero și cu răbdare să vă protejați și să vă protejați acest nou proiect. Cu răbdare veți crește un nou proiect, o nouă direcție. Și apare în viitor asul de monede, prima fructă, primul fruct, pardon, prima, vreau să zic, frunză, primul fruct, primul rezultat al acestui proiect sau al acestei investiții. Sunt multe cărți, mai dăm o carte pe doi de spade, te rog frumos, iar am vorbit mult. Doi de spade, te rog frumos, că trece timpul și s-a făcut dărziori. Doi de spade. Clarifică. Cinci de cupe. Asta este. Trebuie să alegeți. Măi, ce alegeți? Sentimentul de abandon, depresia, lacrimile sau speranța, visarea, romantismul? E dreptul fiecăruia să mai bată câmpii din când în când cu valetul de cupe, să mai viseze cai verzi pe pereți. Dar măcar asta vă pune într-o vibrație înaltă și vă atrage sufletul pereche despre care am vorbit. Da? Trebuie să alegeți. Iar doi de monede, da? Să aveți o nouă perspectivă despre viață, plină de încredere. Să țineți la voi. Clarificăm și 10 de bute pe care l-am văzut în continuare, 10 de bute, da? Puteți să dați în urmă de 10 de bute. E o încheiere de ciclu. 10 de bute, 10 de spade, 2. Și am văzut și 10 de monede. Se va manifesta, să zic, o relație stabilă, fructuoasă, abundentă, fericită, în alt context. Acesta, greu de crezut că mai poate fi... Și n-are rost. N-are rost. E ca și când pui o sămânță uscată, că tot avem aici sămânță, da? Regina de spade. Interesant. La capătul setului de cărți, roata norocului. O chestiune de reciprocitate, roata norocului, moartea și îndrăgostiții. Până la urmă, regina de spade. Iar semnul balanței nu obligatoriu. Poate să fie și vărsător, poate să fie și gemen, tot semn de aer. Da? Pare că meditează la aceste 10 de monede, la aceste drumuri, la această relație obositoare. E obositoare. E obositoare. Și nu se poate strâmba. Viața este cum e. Cu cât ne îngreunăm viața, nu vă supărați dacă vă zic. Faceți ce vreți până la urmă.
dar încercați să vă trăiți viața frumos, nu să vă puneți în cârcă prea multe bagaje. 6 de monede, roata norocului. Dacă nu a existat reciprocitate, lucrurile se schimbă, da? Și se schimbă într-o direcție, iar vorbim de transformare, de 8-ul acesta, de casa 8-a asta a scorpionului. Dar vorbesc de casă, nu de zodie. Lucrurile se schimbă poate într-un mod radical și dramatic. Da? Nu a fost reciprocitate. Schimbați direcția, adoptați transformarea, chiar dacă e dureroasă, și veți descoperi iubirea. Voi sau cealaltă persoană, nu știu. Mai dăm o carte pe Regina de Spade. Regina de Spade, te rog frumos, și 10 de monede. Și cam gata. Ia uite cât am vorbit. Haideți mai, vărsătorilor. Bine, eu știu că eu cu prietena mea stau de vorba. O grămadă. 9 de spade. Asta nu știți. Vă faceți prea multe griji. Ori voi, ori cealaltă persoană. Când puteți să alegeți fericirea, mai. Când puteți să alegeți schimbarea de direcție, de energie. Mai dăm o carte pe 9 de spade. Am zis că cineva suferă. Dar cine suferă trebuie să-și găsească adevărul și o nouă direcție. Nu doar voi, și ei. 9 de spade. 9 de spade. 9 de spade. Uf, asta? Da. Luna invers. Luna invers. Totuși, cu luna invers, care înseamnă și confuzii și frici, peste 9 de spade, eu zic că personajul care își face griji din cauza acestei situații se va elibera de frică. Mai dăm o carte pe luna invers. Am ambiția asta să văd ce se întâmplă totuși. Luna invers, te rog frumos. Doi de cupe. Invers. Și împărăteasă. Împărată și împărăteasă. Doi de cupe, o carte foarte frumoasă, super optimistă, de-aia un suflet pereche. Și vă la capătul setului de cărți, împărăteasa, valetul de spade și împăratul și 9 de cupe. În momentul în care bărbatul începe să se iubească, va putea să comunice cu persoana, cu femeia predestinată, femeia potrivită. Până nu se eliberează de stres, nu își poate manifesta sufletul pereche. Și stresul este, da, din cauza că a trăit niște experiențe dramatice. Dar împăratul trebuie să descopere 9 de cupe, eventual. Ne dăm o carte pe acest 2 de cupe. Sunt foarte, foarte, foarte curioasă. 2 de cupe. Luna invers. Mai, cât am făcut, aproape o oră. Îmi pare rău. Dacă v-ați plictisit,
ne auzim mâine. Puneți pauză și continuați mâine. Sunt foarte curioasă de ce așa doi de cupe invers. Am și eu curiozități. Dreptul meu. Al vostru, dacă vreți. Să aveți drepturile acestea. Haide, domnule. Da? Pe doi de cupe. Extraordinar. Hai, hai, hai. Încăpățânat. Și setul acesta de cărți. Ah, nu. Ia. Mai moarte invers. Îmi pare rău să zic, dar cineva încă stă în karmă, încă nu vrea să se transforme. În sensul frumos al cuvântului. Nu vrea să înțeleagă că niște lucruri s-au încheiat între două persoane. Asta spun. Asta spun. Moarte invers. Sau poate e în proces de transformare. Dar va mai dura acest proces de transformare. Un sfat pentru vărsători. Sper că v-a fost de ajutor. Important este, dragii mei, că în această perioadă puteți să manifestați un adevăr, să manifestați, luați de la zero. Da? Și să vă apărați acest zero, această manifestare, cu mare grijă pentru că, și cu mare precauție și cu mare răbdare, pentru că puteți să aveți succes. Succesa să așteptăm, da? Pentru fiecare. Reconsiderarea potențialelor sale. Analizează situația și fă-ți timp să te iubești. Deschide-te către noi șanse și iubește. Și iartă. Apoi intră în puterea ta. Step into your power, da? Cum a zis mai departe, este adevărul. Că sunteți voi chiar altcineva, dar în principiu. Vă vorbesc vouă, da? Am rămas așa un pic pe gânduri pentru că simt durerea celuilalt, dar celălalt trebuie și el să se trezească, el ea, că nu degeaba avem două cărți, da? E o energie masculină distorsionată, despre care am vorbit, și un adevăr, nu se poate să sacrifice atâta. Pentru ce? Pentru comunitate, pentru eu știu ce chestii, da? Revenim la primul mesaj. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, ceau, ceau!